Salutare tuturor, bună dimineața! Deja a dat bruma la noi în zonă și vreau să vă arăt și vouă cum să face o pornire electrică corectă la acest model de motocultor OMAC 12000. O pornire electrică la cheie și una manuală. Evident, în perioadele cu frig trebuie să procedați în felul următor. Foarte simplu, dar bine de știut, fiindcă altfel o să aveți neplăceri. Avem un motor de 462 de centimetri cubi, fără decompresor, și o baterie de 18 amperi, o baterie micuță. În primul rând, pentru pornirea electrică, o să procedăm în felul următor. Facem o cursă de piston cu accelerația la minim. În poziție neutră trebuie să fie. Robinetul deschis la motorină, eu îl țin deschis de fiecare dată, fiindcă merg aproape zi de zi cu ambele. Cu ăsta zi de zi merg, deci n-are rost să-l închid. Fac o cursă de piston cu accelerația la minim pe neutru, să nu fie băgată în viteză. Dacă i-aș deschide accelerația, i-aș da accelerația mai mare. Atunci i-am deschide motorina și ne-ar veni motorină în motor cât timp noi tragem de sfoară, ceea ce nu ne dorim. Acum tragem de sfoară. O să vă arăt imediat cum procedăm. Foarte important să fim atenți, fiindcă este perioada frigului și se pornește mai greu. Dacă nu știi. Facem cursa pistonului o dată până am simțit greu să-și ia puțin ulei. Am simțit greu, mai tragem puțin până îl decompresăm. Acum el culisează ușor, da? Nu tragem mai mult, lăsăm frumos în jos și ne ducem mai în față. Deci și la pornirea la cheie și la pornirea manuală se face exact la fel, aceeași procedură înainte. Pentru siguranță, în cazul în care nu vă pornește, e prea frig, motorul e blocat, de asta se face lucrul ăsta. Dacă o să avem temperaturi de minus 10, peste minus 10 grade, cum mi s-a întâmplat mie, chiar minus 20, neapărat trebuie să facem așa. Bun. Trecem în fața aici. Acum accelerăm până în 50%. Să nu, deci vedem aici la 100% până în 50%. Dăm pe on, iar mai apoi când îi dăm start, e exact ca la mașină, da? A pornit foarte bine. Acum vedem că avem aprins aici alarma de ulei. E un beculeț aprins. În momentul în care l-am pornit, ea se stinge. Dacă nu se stinge, înseamnă că avem problemă cu nivelul de ulei cu și așa mai departe. Îl dăm pe bof. Bun, acum o să vă arăt pornirea la sfoară, pornirea manuală a lui. O să facem la fel. Îi facem o cursă de piston la motor cu accelerația la minim, scos din viteză. Facem o cursă să-și ia puțin ulei, să-și facă puțină ungere, iar în cazul în care motorul e blocat, el o să se deblocheze, da? De frig să mai lipesc între ele, între ghilimele, înțelegeți voi? Bun, i-am făcut cursa, acum tragem până simțim tare. Simțim tare. Tragem până se eliberează din compresie.
Și acum să mă dau, să dau telefonul puțin mai departe să vedeți exact cum stă treaba. Deci s-a eliberat, ați văzut. Acum este momentul să accelerăm la pornirea manuală până în 50% și să dăm contactul pe on. Numai după ce am făcut o cursă de piston. Bun. Acum tragem, ținem în felul următor, cu două mâini, luăm o poziție cât mai solidă și tragem de aici de jos, ferm, cu toată încrederea, fără nicio ezitare, cu putere, iar el o să pornească imediat. După cum ați văzut, a pornit foarte ușor, am dat accelerația la minim, în momentul ăsta i s-a tăiat injecția la minim, îl dăm înapoi pe off, să-i închidem circuitul de curent și asta e tot. Haideți să vă mai dau câteva informații despre ulei. Deci, dacă vă uitați în clipul trecut cu schimbul de ulei la motocultor după 100 de ore și 1500 de km, o să vedeți clar ce ulei bag. Este categoria 10W40, un ulei mult mai bun față de 15W40, la noi în zona României mă refer, respectiv în zona mea de sud, ori la munte în cazul vostru. E un ulei care rezistă până la, care poate fi folosit cu brio, de la minus 20 de grade până la plus 40, față de uleiul 15W40, care se folosește de la minus 10 grade până la plus 40, dacă nu mă înșel. V-am arătat aceste lucruri în înclinația la motoare. E un videoclip special făcut pentru voi, v-am arătat schema acolo. Și ce spune producătorul? Că putem folosi clase mult mai superioare, mult mai bune. Evident, producătorul ne dă o clasă puțin mai, na, mai ordinară, mai generală, să spunem așa. Fiindcă omul nu îl folosește de regulă decât în perioada mai călduță, când îl bag el la muncă și așa mai departe. Vara, când îl folosește el. Nu-l bagă iarna la minus 20 de grade cum fac eu. Sper că ați înțeles ceva din ce v-am arătat și până data viitoare, eu am fost Big Pegea, vă salut și numai bine, respect!